Visul meu cel mai mare este să ajung la Olimpiadă și să iau o medalie olimpică. Legitimată la Clubul Steaua București, Daria Manea este un sportiv de mare viitor al natației românești. La doar 11 ani, Daria a cucerit 4 medalii de aur la ultima ediție a campionatelor naționale de înot la grupa de vârstă de 10-11 ani, iar în ultimii 2 ani a stabilit 8 recorduri naționale în diferite probe și procedee. Intră în bazin în fiecare zi la ora 6 dimineața, iar concursurile le privește ca pe niște simple verificări a ceea ce a muncit la antrenamente. De când faci înot și cum ai ajuns să practici acest sport? Fac înot de 5 ani jumate. Prima oară am fost la inițiere și nu eram atât de bună. Mă jucam și mă distram alături de antrenorul meu și această joacă s-a transformat ușor-ușor în dorință și muncă. În fiecare antrenament mă gândeam să avansez și să muncesc ca să ajung la un rezultat cât mai bun. La ce oră încep tu antrenamentele și câte ore te antrenezi pe zi? Eu încep antrenamentul la 5:45 dimineața și fac 2 ore în apă, iar pe uscat facem 1 oră, adică terminăm antrenamentul la 9. Cam câți kilometri înoți într-o săptămână? Într-o săptămână înot între 30 și 40 de kilometri. Care sunt pasiunile tale? Totuși ești încă un copil, deși ești multiplă medaliată la campionatele naționale. Ce pasiuni ai tu? În timpul liber eu mai pictez, mă uit la videoclipuri de înot și studiez tehnica celor din afară. Mă mai și joc. Daria este antrenată de Bogdan Văleanu, un tehnician extrem de pasionat și dedicat, care a avut o contribuție însemnată la succesele Stelei la ultima ediție a Naționalelor de Copii, când clubul din Ghencea a cucerit 22 de medalii. Cum te simți când ai un sportiv cum e Daria? Că mă simt mândru, însă știu că pentru a ajunge la o astfel de performanță e nevoie de multă perseverență, ambiție. Consider că ea este caracterizată cel mai tare de disciplină și perseverență. Steaua a câștigat 22 de medalii la ultima ediție a Campionatului Național de Copii. Ce spune acest lucru? Acestor copii li s-a oferit o planificare foarte bună pe termen lung, iar rezultatele lor au fost direct proporționale cu implicarea noastră ca și antrenori. Cum se desfășoară un antrenament de înot la Clubul Steaua, la categoria de copii? În primul rând, acești copii fac parte dintr-o structură omogenă, bazată pe categoria de vârstă și nivelul de antrenament. În antrenament folosim senzor de heart rate, folosim aplicație de gestiunea antrenamentelor, rulăm și eficientizăm absolut tot ceea ce facem. Sportiva din Ghencea face notă de la vârsta de 5 ani și visează ca într-o zi să calce pe urmele Dianei Mocanu și Cameliei Potec, cele două campioane olimpice ale natației românești. Cum l-a caracterizat pe domnul antrenor? Este foarte pasionat de ceea ce face și muncește în fiecare zi ca să mă facă pe mine cât mai bună și pe colegii mei. Chiar dacă câteodată este mai sever, eu știu întotdeauna că îmi vrea binele. Care este marele tău vis ca și sportivă? Visul meu cel mai mare este să ajung la Olimpiadă și să iau o medalie olimpică. Crezi că are potențial de a ajunge pe podium olimpic în câțiva ani? Dacă o să continui în acest ritm, chiar cred că ar putea să se urce pe podiumuri internaționale. Însă trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. Pentru a ajunge acolo trebuie să vedem fiecare treaptă și să construim frumos, harmonios drumul către acea performanță. Forța